vizită cel puțin neobișnuită la spitalul orășenesc din Balș, un șarpe a fost filmat de către un pacient, cum se plimba nestingerit chiar în sala de mese a spitalului, asta după ce ar fi intrat printr-o fereastră lăsată deschisă conform observator news.ro. Pe imagini se vede cum șarpele merge pe podeaua salonului și apoi urcă pe perete în încercarea de a scăpa. Angajații au anunțat imediat jandarmeria, iar reptila a fost scoasă afară în doar câteva minute fără a se întâmpla vreun incident. Se pare că fenomenul este din ce în ce mai frecvent în România. Numai în județul Olt, jandarmii au intervenit de șapte ori de la începutul lunii iunie, iar acum, două săptămâni, un alt șarpe a fost filmat în scară a unui bloc din capitală. Șarpele scării de bloc a fost găsit încolăcit într-un colț, ascuns după un coș de gunoi. Bărbatul care a descoperit musafirul târător nu l-a gonit imediat, ci a profitat de ocazie pentru a filma. În imagini se vede cum reptila încearcă să se întoarcă de unde a venit. Ironia este că scara avea nevoie de aerisire după o operațiune de deratizare, care trebuia să îi scape pe oameni de șobolani. Șarpele ar fi venit din grădina blocului, acolo unde ar mai fi și alții, relatează observatornews.ro.